Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre exercițiile ce se pot face în primele 3 luni de viață ale copilului. Este bebe prea mic sau nu pentru a face mișcare? Ne va răspunde invitata noastră de astăzi, Raluca Chișu, manager KinetoBebe. Bine ai revenit, Raluca! Bine v-am regăsit! Hai să vedem, este mic sau nu bebe să facă mișcare încă din primele zile, săptămâni, luni de viață? Așa cum spuneam și de alte dăți, bebelușul este făcut să facă mișcare, pentru că el face mișcare încă în burtică, din burtă, nu? Și sunt foarte multe mămici foarte norocoase care simt această mișcare de plin. Niciodată nu putem vorbi de ideea prea mic, dar să nu ne închipuim că bebe face fitness, da? Deci mișcarea este conform vârstei copilului și, după cum spuneam, mișcarea înseamnă pur și simplu poziționarea copilului, dacă vorbim de primele 3 luni de viață, ținerea lui în brațe, poziționarea lui la plimbare și stimularea ușoară cu anumite lucruri. Copilul cunoaște, în general, mediul prin mișcare, deci este necesar să facă de la începutul vieții această mișcare, deci nu putem vorbi că este prea mic. Și, practic, este important să-l stimulăm, da, să facă mișcarea. Așa este, bineînțeles, dar învățăm cum să-l așezăm pe bebelușul pe burtică și pe spate iarăși în această perioadă, cum să ridicăm în brațe, pentru că ridicatul în brațe pentru noi este o simplă acțiune, pentru copil, în schimb, este un adevărat exercițiu. Și mai ales să-i susținem capul, nu, în primele zile, așa este. De viață. Întotdeauna ridicatul în brațe trebuie să fie cu foarte mare atenție, pentru că capul trebuie susținut și niciodată în brațe să nu-l ținem în poziția de șezut ca să punem presiune pe coloană. Aici trebuie părinții să fie foarte atenți. Trebuie să avem grijă și la plimbare, cum îl plimbăm, pentru că dacă mergem la plimbare în parc, e bine să folosim landou, iar dacă mergem cu mașina, există acele scoici speciale pentru copii mici, dar iarăși plimbarea cu mașina înseamnă plimbare și pauză, plimbare și pauză, și la pauză copilul trebuie mișcat, deci iarăși face mișcare. Dacă are nevoie să fie stimulat, tu spuneai că da, într-adevăr, copilul trebuie să fie stimulat, el altfel nu va face mișcare și cu cât mai mult stimulăm noi acest lucru, cu atât copilul va începe mai ușor să accepte anumite poziții. Acum trebuie să înțelegem foarte mult faptul că stimulare nu înseamnă să sâcâim copilul tot timpul, să-l mutăm de pe o parte și pe alta. Și ai și spus că nu înseamnă că bebe face fitness. Și tu face fitness, repet, exact. Copilul trebuie să facă toate lucrurile acestea cât se poate de normal, firesc și să-i facă plăcere. Bebelușii comunică prin plâns și atunci plânsul trebuie să-l înțelegem dacă îi convine sau și nu. Când este prea obosit, pentru că de la mișcare, într-adevăr, copilul obosește, mai ales în primele săptămâni. Și nu trebuie să exagerăm, să-l extenuăm, înțeleg. Nu, pentru că copil stimulat va face mișcările mai ușor, dar un copil care este prea mult stimulat va fi un copil obosit și săcăit. Iar de obicei noi asta simțim și lăsăm în pace în momentul e acela. Exact, ceva mai plângăcios, nu? Exact, și e bine să cunoaștem aceste limite. Faptul că poate face mișcare îi dă foarte mare încredere în el și îl ajută să se concentreze mai bine. Spunem că mișcarea fizică ajută și la dezvoltarea cognitivă a copilului, mai ales în primul an este singurul lucru prin care putem să-l ajutăm în dezvoltarea cognitivă, mișcarea. Să facă sigur ceea ce poate, să nu ceară ajutor, să încerce el să descopere lumea, pentru că iarăși, dacă el va încerca aceste lucruri, dezvoltarea lui emoțională și cognitivă va fi una adecvată. Și practic asta ne dorim pentru copilul nostru, să reușim să-l ajutăm, să-l stimulăm astfel încât el să se dezvolte frumos, armonios, din toate punctele de vedere, fizic cât și emoțional, nu? Pentru că este foarte important această comunicare, conexiune mamă, bebeluș, părinte, bebeluș. Așa este, și un copil care stă tot timpul pe spate, putem să ne gândim câtă libertate are sau câtă libertate are un copil care încearcă toate pozițiile, stă și pe burtă, se uită și în stânga și în dreapta, pentru că libertate la copii înseamnă și cunoaștere foarte mult. Da, și până la urmă practic asta cred că ne dorim pentru el și când este un pic mai mare, adică un copil care să fie în stare să se descurce singur, să cunoască și să fie agil, să vadă cât mai multe lucruri, să fie mereu pregătit pentru ce urmează să se întâmple și iată, lucrurile astea se învață încă din primele zile, săptămâni de viață, nu? Așa este și se face alături de mamă, de părinte și de cei care îi sunt în jur. E cumva o echipă care dezvoltă acest lucru împreună, dar, repet, nu facem fitness.
nu facem fitness, nu stresăm foarte tare bebelușul, nu-l obligăm să facă anumite mișcări pe care el încă nu și le dorește sau poate nu este pregătit să le facă. Ai subliniat deja, nu încercăm să-l punem în funduleț prea devreme, foarte important acest aspect. Pas cu pas lăsăm ca el să se dezvolte și observăm progresele pe care el le face de la o zi la alta, adică în primele săptămâni, luni de viață, nu știu, sunt lucruri așa care se întâmplă, le vezi cum crește copilul, cum înflorește sub ochii tăi și automat îți crește și ție sufletul, ești bucuros ca părinte. Așa este. Îți mulțumim pentru sfaturi, Raluca, și te așteptăm să revii. Mulțumesc! Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!